Probabil că nu mai există foarte multe persoane care cred cu adevărat în magie, însă un magician bun reușește cel puțin să ne pună credința la îndoială. Într-un final, este mai mult ca sigur vorba despre un truc foarte reușit, așa că în ciuda faptului că nu putem vorbi despre puteri supranaturale, spectacolele unei persoane pricepute tot vor reuși să uimească cu desăvârșire. Cu toate astea, deși multe trucuri se bazează pe simple iluzii optice departe de a fi periculoase, există și magicieni mult mai dedicați care au încercat trucuri incredibile, dar și foarte periculoase. În anumite cazuri, totul a fost un succes răsunător, însă în alte dăți, dintr-un motiv sau altul, lucrurile nu au decurs conform planului, fapt care a dus chiar și la moartea magicianului în timpul spectacolului. Charles Rowan. Charles Rowan, cunoscut și sub porecla de Card Magician sau Card Mysterious, a fost un artist de evadare și un magician sud-african. Similar cu un magician mult mai cunoscut, Houdini, principalul său truc era să scape dintr-o cămașă de forță. Deși nici Rowan nu s-a descurajat de la încercarea unor trucuri mult mai periculoase. În 1930, Carr se afla în Spring Fountain din Orange Free State, Africa de Sud, moment în care realiza o cascadorie extrem de periculoasă. El era legat într-o cămașă de forță în timp ce spre el se apropia un bărbat care conducea cu 72 de kilometri pe oră. Punctul de început al mașinii era la doar 200 de metri distanță, ceea ce însemna că magicianul trebuia să scape și să se ferească în doar câteva secunde. Din păcate, el a fost prea lent, așa că a fost lovit de mașină în fața publicului, un eveniment tragic la care au asistat până și copiii. Șoferul nu a fost niciodată acuzat, deoarece înainte să moară Carr s-a asigurat că nu i se va întâmpla nimic. Benjamin Rucker. Benjamin Rucker, sau sub numele său de scenă Black Herman, a fost un magician afro-american care susținea deseori spectacole în care părea dincolo de moarte. De exemplu, un cel mai popular truc al său era îngropat de viu și exhumat doar după câteva zile mai târziu. Desigur, totul a făcut parte din numărul său, însă fix acesta este motivul pentru care atunci când a avut un atac de cord la sfârșitul unui spectacol din 1934, nimeni nu credea că este pe bune. Ba mai mult, organizatorii înmormântării sale au profitat până în ultima clipă de credulitatea oamenilor, taxându-i pentru a vedea dacă Black Herman este cu adevărat mort. Desigur, acesta nu a mai fost un truc, iar Herman murise cu adevărat. Vivian Hensley. Deși putem spune cu siguranță că nu există un magician care folosește cu adevărat magie, trucurile lor sunt încă foarte impresionante și evident foarte periculoase. Din acest motiv, nu oricine poate încerca să facă același lucru, mai ales când până și profesioniștii mor uneori. Acesta este fix cazul lui Vivian Hensley, un dentist din Brisbane, Australia, în vârstă de 43 de ani. El își realiza propriul său truc numit înghițirea lamei de ras ruginite pentru tânărul său fiu. El nu înghițea lama cu adevărat, ci doar o ascundea în mâneca hainei, însă pe 6 iulie 1938, atunci când executa trucul, a alunecat și a scăpat din greșeală briciul în gât. În ciuda intervenției chirurgicale, medicii nu au mai putut recupera lama, iar după 4 zile bărbatul a murit. Sigmund Neuberger. Sigmund Neuberger, altfel cunoscut sub numele de Marele Lafayette, a fost un magician german care la vremea sa era cel mai bine plătit magician al vremurilor sale. Pe lângă faptul că Sigmund era un magician extrem de talentat, el iubea și animalele foarte mult, în special câinele său Beauty, un dar de la însuși Houdini. Cu 4 zile înainte de deschiderea unui spectacol în Edinburgh, Beauty a murit, iar Sigmund a făcut aranjamente cu consiliul orașului pentru a-i permite să înmormânteze animalul în cimitirul Pershill, cu condiția ca atunci când va muri și el, trupul său să fie înmormântat tot acolo. În seara de deschidere a spectacolului, 9 mai 1911, a avut loc un incendiu în timpul numărului. Magicianul, care a reușit totuși să scape printre flăcări, s-a întors în clădire pentru a salva un cal care făcea parte din spectacol.
Pe lângă Lafayette, alte 10 persoane au murit pentru că ușile laterale fuseseră bine încuiate înainte de spectacol, iar magicianul a fost înmormântat lângă câinele său iubit. Washington Irving Bishop. Washington Irving Bishop a fost un mentalist și spiritist american cel mai bine cunoscut pentru capacitatea sa de a citi mințile oamenilor, truc care se rezuma de fapt la citirea limbajului trupului. Bishop era cunoscut și pentru că suferea de crize cataleptice, care la un moment dat l-au trimis într-o stare catatonică temporară. El obișnuia să se prăbușească chiar și în timpul spectacolelor, iar lucrul se întâmpla atât de des încât purta un bilet în buzunar pentru a explica că probabil nu e mort, deși părea. Pe 12 mai 1889, Bishop s-a prăbușit pe scena de la The Lambs Club din New York City, dar apoi și-a revenit și a continuat spectacolul. După ce a leșinat a doua oară, însă a fost determinat decesul. Medicii au efectuat o autopsie la doar câteva ore după prăbușire, declarând cauza decesului. Soția și mama lui Bishop nu au fost atât de convinse și au susținut că motivul adevărat pentru care murise a fost autopsia, deși medicii nu au fost niciodată condamnați. Madame Delinsky. Soții Delinsky au fost un cunoscut duo de magicieni polonezi, soț și soție, care au făcut un turneu în Europa la începutul secolului al XIX-lea. Cel mai cunoscut truc al lor o implica pe doamna Delinsky să se confrunte cu un pluton de execuție de soldați și să iasă nevătămată după ce prindea gloanțele. Ea realiza trucul prin utilizarea unor gloanțe fără praf de pușcă. În 1820, Madame Delinsky, însărcinată la acea vreme, executa trucul în Germania pentru familia regală. Un membru al plutonului de execuție recrutat pentru spectacol a avut emoții pe scenă și a băgat accidental un glonț adevărat în armă și a împușcat-o pe Madame Delinsky prin abdomen. Membrii familiei regale au leșinat, iar copilul din interiorul ei a fost ucis imediat, ea având să moară două zile mai târziu. Tommy Cooper a fost un comedian și magician englez puțin diferit față de ceilalți despre care am vorbit până acum, asta pentru că nu era priceput la magie. De fapt, spectacolul a constat din stricarea de trucuri și în gluma adresate către incompetența sa. Similar, precum în cazul lui Herman, era obișnuit ca Tommy să cadă pe scenă, motiv pentru care nimeni nu și-a dat seama atunci când a avut un atac de cord. Inițial, publicul a izbucnit în râs când Cooper stătea întins în fața lor, iar atunci când au constatat că nu era parte din spectacol, medicii au eșuat să îl readucă la viață. Genesta. Royden Joseph Gilbert Rayson de la Genesta, sau doar Genesta așa cum era cunoscut, a fost un magician american specializat pe evadare. Trucul său principal consta din magicianul blocat într-un butoi mare de apă sau lapte din care trebuia să scape. Genesta a repetat de multe ori acest truc, însă în 1930 butoiul a fost scăpat, ceea ce i-a stricat compartimentul secret prin care ar fi trebuit să scape. Asistenții săi nu au realizat acest lucru, iar Genesta s-a înnecat, dovedind din nou cât de periculoasă poate fi de fapt magia. Joseph W. Burrus. Joseph W. Burrus era un mare admirator al faimosului Harry Houdini, deși admirația lui nu s-a terminat doar aici, așa că și-a dorit să fie chiar mai cunoscut decât idolul său. Astfel, în noaptea de Halloween 1990, la cea de-a 64-a aniversare de la moartea lui Houdini, magicianul în vârstă de 32 de ani a fost îngropat de viu într-un sicriu de plastic în fața unei mulțimi de privitori, printre care se aflau chiar și copiii săi. Nu putem spune nici faptul că Burrus era amator, deoarece cu un an înainte el reușise același truc. Totuși, ceva a decurs prost în acea zi, așa că sicriul de plastic a fost strivit imediat. Salvatorii au încercat să îl elibereze când au auzit prăbușirea sicriului, însă deja era prea târziu. Problema a fost că pe lângă pământ, în amestecul cu care a fost îngropat magicianul, a fost adăugat și ciment, greutate suplimentară care s-ar fi dovedit fatală chiar dacă sicriul rezista. Asta pe lângă faptul că trebuia să sape prin pământ, ar mai fi trebuit să treacă și de cimentul care se întărea rapid.
Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta. S-ar putea să-ți placă.